Trăim într-o lume în care luăm totul foarte ușor, da? Căutăm ceva, intrăm pe Google, dăm un click, ajungem acolo, ne place, ne place, ieșim, plecăm extrem de ușor, pare doar. O să discutăm foarte serios astăzi anumite aspecte despre ce înseamnă dedesubtul internetului, dacă vreți, cu Bogdan Manolea. Mulțumesc tare, tare mult că ai acceptat invitația în emisiune. Mersi și eu. Noi ăștia, ai noștri din lumea internetului, te cunoaștem ca domnul legi-internet.ro. Spune-ne de ce te-ai apucat de site-ul ăsta, care e o resursă extraordinară pentru cei care vor să se informeze pe partea asta. Pentru că nu scrisese nimeni pe internet până atunci despre legi internet și m-am gândit că e un domeniu bun. Acum, revenind la introducerea ta inițială, da, dai un click pe Google și Google îți afișează 10 rezultate. Tu le iei de bune, da? Cine stabilește acele 10 rezultate? Sunt ele cele mai bune? Trebuie să fie primul care tine să veni, al doilea, al treilea? Trebuie ca Google să filtreze anumite informații de acolo. Astea sunt chestii care contează, de care nu-ți dai seama și care pot să fie legate de chestii legate de legislație sau politici legate pe internet. M-am apucat în 2001 pentru că pe vremea respectivă nici nu exista mare legislație pe internet și m-am gândit că ar fi interesat să fac un site în care să postez ce legi există pe internet din România și din străinătate. Și de acolo l-am dezvoltat. Unul din subiectele pe care le-ai abordat pe site și în discuțiile pe care le-am avut era totuși de ce există un pericol, hai să zicem așa pe românește, de ce există un pericol legat de internetul așa cum îl vedem noi astăzi? Despre datele personale ale fiecăruia pe care uneori nici măcar nu le știm că sunt acolo pe internet. Pericolul există în toate domeniile. Da? Pericolul există și pe lângă o piscină dacă nu știi să noți. La fel e și cu pericolul pe internet. De aceea, inclusiv pe zona de date cu caracter personal, important e să știi. Dacă tu știi ce sunt date cu caracter personal, nume, prenume, CNP, buletin, adresă și așa mai departe, poți să fii atent când le pui sau când nu le pui pe internet. E treaba ta ce pui. Nimeni nu spune să nu faci un lucru sau să-l faci, dar trebuie să conștientizezi lucrul ăsta. Un exemplu foarte interesant este un site din străinătate care se numește pleaseropme.com, adică te rog furămă.com, și care, bazându-se pe datele de locație din tweet-uri, putea să stabilească cu o certitudine de 90% dacă ești acasă sau nu. Ceea ce reprezintă un indiciu foarte util pentru hoți. Deci asta este un exemplu extrem de practic. Au închis site-ul cu datele publice pentru că era atât de bună cât chiar dădea indicii prea bune hoților. Dar ăsta e un exemplu care poate să-ți arate că dai anumite date despre tine, inclusiv de unde te afli, și acelea pot să aibă repercusiuni asupra ta, bune sau rele, în funcție de consecințe. Cred că, 99% din cei care ne urmăresc acum, habar nu au că ei când intră pe un site, există chestiile anumite cookie-uri, care în esență îți urmăresc comportamentul, reducem la minim ce se întâmplă, fără ca tu să-ți fi dat acordul în prealabil sau să fi știut că îți dai acordul. Da, de fapt nu numai atât. În momentul în care intri pe un site, tu dai în mod automat cel puțin 50 de date cu caracter tehnic, care nu sunt foarte interesante pentru tine, dar care pot să fie pentru administratorul site-ului. N-aș spune neapărat că cookie-urile sunt rele, că există discuția. Cookie-urile pot să fie rele dacă sunt folosite în mod greșit. Sunt cookie-uri care sunt folosite pentru a-ți stabili un profil pentru rețelele de publicitate. Ăsta nu e neapărat un lucru rău, atâta vreme cât tu poți să optezi dacă vrei sau nu vrei acest lucru. Iar la ora actuală este o dezbatere intensă la nivel european și internațional referitor la modul cum se poate face acest lucru. Trebuie să fie o setare în browser, în Firefox sau în Internet Explorer. Trebuie să fie un pop-up care să-ți apară pe o pagină și tu să dai OK sau nu vreau. Dar dincolo de acesta e întrebarea, înțelegi tu ce se întâmplă în momentul în care intri pe pagina web? Știi ce e la un cookie? Știi de fapt ce îți face? Știi ce îți poate face? Partea cea mai problematică din punctul meu de vedere nu este cookie-ul așa cum este ea astăzi legată de publicitatea comportamentală, ci de faptul că se poate transforma în ceea ce se numește discriminarea prețului. Și anume, dacă tu din Baia Mare intri pe un site al unei companii low cost, s-ar putea să primești un preț, iar eu din București alt preț. În mod teoretic, eu ar trebui să primesc mai mare, nu? O, chestia asta poate să fie extrem de nișată și să știe că, de fapt, eu, un utilizator de Mac, care se presupune că am mai mulți bani, intru pe acel site și atunci poate să-mi ofer un preț dublu, să zicem, față de normal. E o chestiune care începe să se practice, mai puțin în România, din câte știu, mai mult în străinătate, dar se bazează pe crearea unui profil
al persoanei respective. De fapt, termenul este de profilare la nivel internațional. E important să știi lucrurile astea. Poți să intri pe un site și să vezi dacă ai asemenea bănuială, mai ales la magazinele mari, poți să intri de pe două device-uri separate, de pe telefon și de pe calculator. S-ar putea să vezi două prețuri diferite. Există voci care spun că Google, am văzut pe un blog, exagerat evident, Google e cel mai mare spion al tuturor timpurilor. Pentru că Google ne spionează permanent pe toți. Problema nu e că te spionează, ce se întâmplă cu datele pe care le obține Google. Și aici aș vrea să te rog să faci referire la anumite procese pe care le are Google și anumite solicitări din partea guvernului american către Google. Solicitări există din partea tuturor guvernelor către Google și către ceilalți mari operatori, da? Facebook, Yahoo și așa mai departe. Partea bună a acestei povești este că în urma unei presiuni din partea societății civile, aceste companii au început să facă publice numărul acestor cereri. Astfel încât știm că anul trecut Facebook a primit 35 de cereri de la statul român. Da? Asta însemnând, evident, nu domnul Ponta, ci o instanță competentă care avea dreptul să le ceară acest lucru. Ce au cerut, practic? Nu putem să știm toate detaliile, putem să știm doar numerele. De obicei, însă, de la Facebook se pot cere două categorii de date. Datele de trafic, și anume cine a intrat pe un cont, la ce oră, de pe ce IP, când a postat ceva și așa mai departe, când a dat logout. Sau date de conținut, și anume ce a postat și a fost șters între timp. Ce date s-au extras din Facebook. Astea sunt ele, în special în cazul în care contul tău de Facebook este piratat, să zicem, de alții, și atunci Facebook păstrează toate datele astea și tu poți să ai acces la ele prin intermediul organelor competente. Dar revenind la Google, da, Google strânge foarte multe, foarte multe date. Dar și Facebook strânge foarte multe date. În momentul în care vezi un buton de like pe un site, poți să știi că Facebook va ști că tu ai vizitat acel site. Fie că e vorba de chinezul sau de Hotju sau eu știu ce alt site mai există pe internet. Problema nu este neapărat că le strânge, ci problema este de ce le strânge și ce face cu ele. Până la momentul actual, în ceea ce privește Google, a reușit să facă cât de cât o balanță în ceea ce privește scopul colectării acestor date, și anume îmbunătățirea serviciilor, să-ți dea ție rezultate mai bune la căutare, eu știu, Gmail-ul să funcționeze mai repede și așa mai departe, și intruziunea în viața privată. Adică nu au fost întâlnite cazuri extrem de periculoase în domeniul ăsta. În schimb, în societățile cu niște regimuri democratice discutabile, cum ar fi în special China, au fost dezbateri dacă Google a dat anumite date ale unui utilizator care foloseau Gmail către guvernul chinez. Și de obicei în aceste regimuri apar probleme mult mai complexe legate de libertatea de exprimare pe internet. Iar recentele revoluții din Tunisia sau Egipt ne arată că internetul este principala unealtă folosită pentru strângerea oamenilor. Și în România, dacă ne uităm la protestele de la Roșia Montană, dar în același timp internetul strânge aceste date personale și dacă mâine un procuror zelos ar vrea să obțină toate aceste date pentru a investiga persoanele respective, s-ar putea să poată să o facă. Foarte important să înțeleagă lumea, și eu o spun de fiecare dată, odată ce ai pus ceva pe internet, zicem așa în termeni de la peluză, ăla există, indiferent că tu îl ștergi, că nu îl ștergi, acolo rămâne. Undeva lucrul ăla există. Exact. Odată ce ai pus pe internet, nu ai cum să-l ștergi. Exact. O problemă des întâlnită legată de date personale este viața privată la locul de muncă și noile tehnologii. Cât are voie șeful să se uite în e-mailul tău? Și aici e o problemă extrem de delicată și nu există un răspuns tranșant. Dar ceea ce e extrem de important este că angajatorul trebuie să te informeze de orice fel de supraveghere, că trebuie să-ți dea un regulament de ordine interioară sau un document similar, din care tu să poți dai seama dacă el îți supraveghează e-mail-ul sau Facebook-ul sau orice alt mijloc de comunicare electronică. Pentru că dacă nu, oricare dintre părți poate să cadă inclusiv în infracțiuni din zona penalului. Angajatorul care te supraveghează pe tine fără să te informeze de acest lucru, poate să facă fără de plan un sistem informatic. Asta e o pedeapsă penală, pedepsele sunt de la un an până la 15 în diverse forme agravate. Dacă e pe partea cealaltă, tu angajat
care folosești e-mailul de serviciu în scop personal, fără a fi avut dreptul să faci acest lucru, evident poți fi dat afară, dar se pot cere și prejudicii de la patron. O poziție și mai complicată este cea a administratorului de sistem, care tehnic poate să vadă toate e-mailurile, dar juridic nu are voie să o facă. Și mai mult decât atât, internetul e un spațiu public. Asta înseamnă postarea sau publicarea într-un mediu deschis publicului atrage după sine niște consecințe care pot să fie de la civil la penal. A fost un caz recent în care o anumită persoană, care era un funcționar public, a postat pe pagina lui de Facebook, care nu era publică, era doar către prieteni, un mesaj care a fost considerat rasist. A fost condamnat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Partea mai interesantă este că el a atacat decizia la Curtea de Apel, i-a zis că pagina mea de Facebook nu e un spațiu public, iar Curtea de Apel a spus nu, este un spațiu public, ca atare ești responsabil pentru ceea ce faci acolo și a menținut sancțiunea. Deci Facebook-ul sau orice alt site este un spațiu public, ca atare ceea ce spui acolo poate fi folosit împotriva ta. Acum, cu ceva vreme în urmă, toți discutam furibund unii despre ACTA și despre tot ce înseamnă inițiativele astea de, unii zic, a îngrădi internetul, alții spun a-l reglementa. Explică-ne așa în termeni de la peluză, să înțeleg și eu, știi? Adică eu sunt în Galeria Stelei, explică-mi și mie, bă, ce-mi face mie ACTA aia? ACTA nu mai face nimic acum. Pentru că a fost respinsă de Parlamentul European, deci e un tratat mort. Dar inițiative de genul ACTA există. Problema majoră pe care o ridica ACTA din punctul meu de vedere și care ar trebui să te intereseze și pe tine ca și pe orice utilizator de internet este de a permite unor înțelegeri private, deci nu o lege, nu o decizie a unei instanțe, în care titularii drepturilor de autor vorbesc direct cu furnizorul de servicii internet sau cu Facebook sau cu Google sau cu alții ca să poată să identifice dacă tu ai fi încălcat drepturile lor. Problema este că dacă fac lucrul ăsta, practic, se uită în tot traficul tău de internet, da? Deci poți să știe nu numai că tu ai share-uit un film, dar și că ai postat pe chinezul și pe alte două bloguri pe care nu vrei să ni le spui nouă, da? Sau problema poate să fie că el crede că tu ai share-uit un film, dar tu de fapt ai share-uit această emisiune pe care a fost înregistrată. Pentru că e foarte greu să pui distinția de la început. Și poate ai redenumit-o, nu știu, littlehero.avi, treaba ta. Deci aceste măsuri globale de înțelegeri private sunt extrem de periculoase, mai ales pentru că nu se bazează pe o lege și nu se bazează pe decizia unei instanțe. Dacă ar fi să te întreb, hai zicem că eu intru pentru prima oară pe internet și zic, vai, dar ce frumos e internetul ăsta, e minunat. Ia zici mie, tu îmi zici așa sfătos, prietene, fii atent, există trei lucruri la care trebuie să fii atent când te dai pe internet. Care ar fi ale? Oule, ce întrebare grea ai astăzi. Aș pune un preambul și spun, domnule, internetul e un lucru bun. Folosește-l și folosește-l deștept. Da? Trei lucruri de care vrei să știi. Internetul e un spațiu public. Internetul e un spațiu public. Internetul e un spațiu public. În esență, spațiu public înseamnă că eu, dacă ies în stradă și sparg un geam sau înjur pe cineva sau mi-o scu un tricou și înjur pe cineva, poliția mă ia și intru într-un public. Dacă mă dau în judecată, te câștig. Așa e și acolo. Nu contează că ai tu pe profilul pe Facebook, ții privat sau nu știu ce. Nu. Tu ești pe tarlaua altuia, în esență, acolo. E mai rău decât strada. Că strada e un domeniu public, în sensul că aparține tuturor. Dar Facebook e domeniul lui Facebook. Deci e ca și cum ai intra în grădina lui Facebook și ai face lucrurile astea. Ba mai mult decât atât, faptul că scrie anumite chestiuni care rămân, nu se șterg. Eu aș compara-o mai degrabă cu scrierea într-un ziar. Da? Adică trebuie să te gândești că dacă publici ceva e ca și cum ai publica într-un ziar. Care o audiență de 10 oameni, de 20, de 500 poate să fie important la stabilirea prejudiciului. Da? Nu-ți cer 20 de milioane cât cer unuia, ci cer 2000 de lei. Da, fapta există. Vorbim despre internet, dar trebuie să luăm și o scurtă pauză publicitară. Aha. Urmează la brandul chinez. Utilizatorii de interes sunt cei care pun informația acolo, ca atare utilizatorul care a pus informația trebuie să fie citat corect. Toată lumea are mail, da? Una din problemele faptului de a avea mail este spam. Tot așa ca la peluză, că așa trebuie să vorbești astăzi cu mine, ce-i spam-ul ăsta, frate? Adică de ce ar trebui să mă deranjeze pe mine spam? Spam-ul sunt mesaje comerciale nesolicitate, trimise angro, bulk.
De ce ar trebui să te deranjeze? Păi cred că deja te deranjează și pe tine și pe alți sute de mii de utilizatori. Că îți deschizi inbox-ul, căsuța de mail și în loc să primești mailul care te interesează, ai alte 10.000 de mesaje care nu te interesează. Deci te doare, da? Mai mult sau mai puțin. Acum avem noroc că încă internetul merge foarte bine în România, da? Deci nu mai contează atât de mult de viteza de trafic. Dar dacă ai pe 3G și intri de pe telefon și vezi că ți-a intrat spam-ul cu ataș de 8 mega de la nu știu ce deștept, de la vreo companie care vrea să-ți scrie, îți spun eu că te enervezi pentru că consumă din traficul tău. Deci tu plătești pentru aia, nu el. Asta e diferența care face spam-ul o activitate ilegală. Problema care se pune e pe două paliere. Una este tehnică. Da? Cum poți să oprești spam-ul tehnic? Există metode mai bune, mai proaste, în fine. Funcționează, nu funcționează, niciunul nu funcționează perfect, că dacă ar fi funcționat perfect, n-ar mai fi avut discuția asta. Cea legală e și mai complicată. Pentru că pune întrebări de genul, ok, tu trebuie să demonstrezi că ai avut consimțământul meu. Da? Că eu am zis, da, vreau să cum faci lucrul ăsta? Că dacă ți l-am dat acum verbal, bine, acum e pe cameră, deci nu se pune. Dar dacă ți l-am dat acum verbal, n-ai cum să-mi spui lucrul ăsta. Altă problemă legală e tu trimiți pe un server din Ucraina, tu fiind un furnizor din Marea Britanie către cel din România. Extrem de complicat. Deci puține lucruri se pot face din punct de vedere juridic. Dar există, lumea nu știe. Eu dacă mă enervez că tu mă spamești, știi? Și bă, ți-am zis odată, bă, lasă-mă în pace. Iar mă spamez. Eu pot să sesizez undeva și ăla să pățească ceva. Spune-ne un pic despre ce e vorba. Poți să sesizezi. Există 4 legi în vigoare, 3 acte normative și puține amenzi date. Da, poți să faci o cerere pe dataprotection.ro, există un formular, dar, sincer, până acum n-a prea funcționat. Vorbeam de faptul că internetul ăsta e un spațiu public, da? Inclusiv ce scrie lumea pe bloguri. Da? Există cazuri de blogări care, la început, au luat așa cum am pățit toți cu blogurile. Vai, ce distracție, ce mișto, hai să scriem ce vrem noi. După aia ne-am dat seama că trebuie să avem responsabilitate, să ne asumăm responsabilitatea, inclusiv din punct de vedere juridic, legal, asupra ceea ce scriem. Există totuși cazuri de blogger care au fost dați în judecată și asta ar trebui spus așa în mare, ca să înțeleagă și toată lumea că trebuie să aibă mare, mare grijă ce scrie și să-și asume responsabilitatea. Există cazuri, există și cazuri în care au câștigat blogării, există și cazuri în care au câștigat cei care au dat în judecată. Există foarte multe cazuri la nivel mondial, deci dacă ne referim la nivel mondial găsești toată pleiada de cazuri care pot să apară în România. Dacă ne referim să strict la România, au fost cazuri de oameni care au scris pe blog, au postat un filmuleț despre care au spus că s-ar putea să apară un anumit politician, când de fapt știa că nu apărea. Și că dar au fost dați în judecată și au fost obligați la daune de câteva zeci de mii de euro, adică nu un mizilic pentru majoritatea dintre noi cel puțin. Sunt foarte mulți cei care se plâng că mi-a furat poza, că mi-a furat site-ul, că mi-a furat ideea, că mi-a furat nu știu ce, dar nu fac nimic. Deci trebuie să acționezi. E dreptul tău, dar trebuie să-l folosești. YouTube în sine este o platformă de găzduire, da? La fel ca Facebook. Dacă scoți tot conținutul de pe YouTube, nu-i nimic. E zero. Deci nu e absolut niciun conținut. Tot conținutul pe YouTube este pus de noi, de utilizatorii de internet. La fel și cu Facebook-ul. Tot conținutul de pe Facebook e pus de noi. Facebook în sine este doar o platformă care ne ajută să comunicăm unii cu ceilalți, dar el nu are conținut, sau are foarte puțin, care, mă rog, termenii de utilizare sau mai știu eu ce alte informații. Dar utilizatorii de interes sunt cei care pun informația acolo, ca atare utilizatorul care a pus informația trebuie să fie citat corect. De-aia e important internetul și toată această infrastructură a internetului în care utilizatorul trebuie să conteze. Da? Deci nu contează doar Facebook, Google, YouTube sau mai știu eu ce serviciu apare mâine, ci contezi tu ca utilizator de internet, pentru că tu pui informația acolo. Tu nu ești doar un consumator de informații. Și ca atare trebuie să ai niște drepturi și trebuie să ai niște obligații. Da? Despre obligații am vorbit, trebuie să vorbim și despre drepturi, da? Dreptul de a publica, dreptul ca să comentezi despre produsul cu tare, dreptul de a critica guvernul Roșia Montană sau ce vreau eu mâine. Eu, în ceea ce privește accesul copiilor la internet, nelimitat, zic unii, bă, trebuie cu protecție să fie, zic alții, eu sunt partea, mai bine îi dai acces nelimitat,
și le duci de acasă. Adică acolo trebuie să fie relația între părinți. Dar alții folosesc tot felul de filtre, tot felul de softuri care le blochează accesul. De ce totuși e important să fim extrem de atenți la accesul copiilor la internet? Păi, e important pentru că pe internet se găsesc și lucruri nașpa și se găsesc și lucruri bune. Iar pentru o persoană care are 9 ani și care nu are capacitatea de discernă, da? El face cum ai zis tu la început. Mă duc și caut jocuri în Google. Și nu știu că primul jocuri Barbie înseamnă alt tip de Barbie la care se gândesc băieții mari și nu băieții mici. N-ai cum să știi lucrurile astea. Auzi, dacă ar fi să ne referim la ce înseamnă prezența pe internet a instituțiilor statului. Extrem de important. Extrem de important. Trăim într-o lume în care totul mai are acces la internet și statul ăsta trebuie să comunice pe internet. Ai niște exemple pozitive, niște exemple negative, o notă per total ce înseamnă autoritatea statului pe internet? Oh, e un subiect foarte delicat. Eu aș întoarce întrebarea. Tu de câte ori ai interacționat cu statul pe internet? Eu, în ultimul an, să zicem. Eu sunt unul dintre aia care pune mereu întrebări instituțiilor statului. Ultima întrebare am pus-o celor de la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, când Guvernul României a anunțat un program de internship pentru cei până în 25 de ani. Și am întrebat, nu cumva ați discriminat eu care am 39 de ani? Și am început un dialog cu ei. Vorbesc cu Poliția de Frontieră, vorbesc cu... La mine nu e, ok? Eu îmi exerc dreptul de a afla ce fac ăștia pe banii mei, cam asta e ideea. E foarte bine și dacă tu ai deschis paranteza, există un site care se numește nuvasupărați.info și care își trage numele de la faptul că atunci când te duci la ghișeu te aplici așa un pic și nu vă supărați. Dar de fapt este un site prin care poți să trimiți cereri de acces la informații publice. Există o lege în România, 544, care îți dă dreptul să ceri informații instituțiilor publice și ei publică și răspunsurile, cele pe care le primesc, evident. Cred că putem, ca să răspund tot la întrebare, cred că putem să vedem o evoluție de la an la an. Depinde foarte mult de instituția publică și eu cred că principala problemă nu e neapărat a uneltelor care sunt la îndemână, cât a oamenilor care sunt angajați. Totuși, oamenii din administrația publică sunt foarte prost plătiți și ca atare nu sunt foarte interesați sau nu sunt cei mai buni oameni pentru zona de comunicare. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Recomand încă o dată legi-internet.ro, deși asociarea dintre legi și internet dă cu virgulă pentru multă lume. Corect. Dar trăim și internetul ăsta trebuie să aibă niște reguli și mai ales niște legi pe care trebuie să le respectăm. Îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Acum 6 luni aveam ocazia să fiu eu acolo și totuși am ratat-o. Clar ceva n-am făcut bine. Sigur că în practică depinde și cum a fost făcută publică. Dacă e făcută publică sub o licență liberă, un semn CC Creative Commons, atunci poți să o refolosești fără să-i ceri acordul. Tot trebuie să menționezi cine e autorul pozei, adică de lucrul ăsta nu scapi oricum. Asta e deontologic, moral. Că puțin te vor da în judecată pentru un filmuleț pus pe YouTube, decât dacă i-ai adus un prejudiciu serios.